Ca mai toate examenele de bacalaureat din ultimii ani și cel din sesiunea de toamnă acestui an a constituit prilej pentru elaborarea de noi statistici privind numărul celor care s-au înscris sau care au promovat testul de maturitate. Pe ansamblu, evaluările făcute la nivel național relevă faptul că rezultatele la sesiunea a doua din acest an sunt superioare examenului similar din toamna anului trecut. La Giurgiu, elevii care au susținut în toamnă bacul au avut rezultate ceva mai bune decât cei din Mehedinți, Gorj, Buzău și Ilfov, dar iată câteva cifre primite de la Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu privind alte statistici realizate înaintea analizării eventualelor contestații. În cele 13 centre de examen din județ trebuiau să dea testele aproape 1050 de absolvenți, dar s-au prezentat la probe mai puțin de 900 dintre ei, 161 mai exact neprezentându-se la probe, iar doi fiind eliminați. În total, numărul celor care au promovat examenul la Giurgiu în sesiunea a doua este de 179, mediile cele mai multe de admitere situându-se între 6 și 690. Doar 4 consemnând succesul candidaților cu notări între 8 și 8,99, iar media 10 nefiind meritată de niciun candidat.